autentică, dacă este cenzurată și așa mai departe. Deci sunt elemente pe care probabil că încă nu putem decât să le intuim, să le introducem în diferite scenarii. Dar este clar ce semna, pornind și de la strategia alegerilor, de la felul în care s-au derulat ele, ne atrage, aceste lucruri ne atrag atenția asupra faptului că au loc niște schimbări interne pe care, în mod necesar, trebuie să le urmărim. Aș vrea, în continuare, să-l rog pe domnul Corneliu Vlad să comenteze aceste aspecte și să adauge observațiile sale în legătură cu ultimele evenimente din Iran. La tot ce se vedea cu președinte, mă gândeam și eu cam că așa ceva să încep. În general, când ne punem întrebări în legătură cu niște subiecte mai deosebite, este foarte important să găsim întrebările care trebuie. Alea care nu sunt greșite în legătură. De când acum toată lumea se întreabă ce o să facă Iranul. Greșită să întrebare. Iranul a făcut. Acum trebuie să facă Statele Unite, trebuie să facă Occidentul și trebuie să facă Israelul. Noi însă, fiind niște analiști, revenim la schimbarea din Iran și ce va aduce. În funcție de asta va acționa și Vestul. Nu i-aș spune comunitatea internațională și o să vedem de ce. A fost ales, să zice, cel mai moderat dintre candidații care au participat la președinție. Și, adevăr, a zis să ieșim din extremism și a mai zis, a chemat la moderație, nu ca alt contracandidat care și el a fost cândva negociat în propriei nucleare care zicea că trebuie să rezistăm. Deci, logica să rezistăm a avut numai 13% respectiv. Deci, poporul iranian, așa cum am comis și eu când am fost într-o vizită de 7 zile, nu este deloc anti-american. Am văzut chiar pe tiruri, ca să spun așa, niște vedete americane și bărbați și femeile mai pomenite și nimeni. Nimeni nu le spuifa, nimeni nu dădea cu pietre. Așa. Există însă, într-adevăr, o, cum să spun, un sistem de ponegrire și de denigrare a realităților iraniene, care există încă din perioada războiilor dintre greci și perși, și care a continuat și până la filmul 100 sau 1000, care a fost acum câțiva ani de zile, film american care e tot așa. Așa. Deci, asemenea abordări vicioase există și în prezentarea istoriei și a realităților și antice și moderne, dar și în probleme legate de dosarul acesta nuclear. Se zice că de la bun început dosarul ăsta, intenția Iranului de a deveni stat, de a deveni stat real. Deci intenția Iranului de a deveni stat real pașnic în anul 1950, datează, pardon de expresie, de vremea Șapului Pahlavi. Atunci nimeni în viața internațională nu a fost șocată sau nu a avut nici cea mai mică obiecție la această intenție a Teheranului. Din potrivă, Șahinșapul a primit 5 kg de uraniu îmbunătățit. Încolo, de americani. Imediat după ce a terminat revoluția, a intervenit revoluția arabă, revoluția islamică,
s-a schimbat imediat opinia unei, în general, a țărilor occidentale și a aliaților lor. S-a spus după aceea că aceste sancțiuni au intervenit și s-au născut împotriva Iranului, pentru că Iranul continuă programul său nuclear fără a ține seama de exigențele partenerilor de negocieri occidentali. Aiurea, aceste sancțiuni există și de tot 1979, nu se punea problema că Iranul ar încălca niște reglementări ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Dar văd că m-a dus vorba la un fel de logică a războiului rece și nu așa se vor dezvolta de acum înainte lucrurile în ce privește evoluția modului în care va fi abordată problema accesului Iranului la energia nucleară. Fapt este că punea să cam apropie de rat și lucrurile trebuie rezolvate, pentru că într-un an de zile, așa cum apreciază și premierul israelian Netanyahu, așa cum apreciază și președintele american Obama, Iranul va produce prima bombă atomică. Asta nu înseamnă că automat va deveni o putere nucleară redutabilă, dar oricum se va intra într-o nouă etapă. Și în orice caz, așa cum comentatorii americani, Israelul nu este de acord cu o paritate nucleară în regiunea Orientului apropiat. Până la paritate, însă, repet, mai este încă foarte mult, chiar dacă Iranul într-un an de zile va crea această bombă nucleară sau nu. Să vedem acum cum au reacționat la aceste semne promițătoare lansate de nou președinte iranian. Câteva din marile puteri sau puterile semnificative în relațiile cu Iran. Cea mai interesantă reacție, bineînțeles, a fost cea a Israelului. Și tonul a dat premierul Netanyahu. Toată lumea s-a luat după aceea pe această linie. Trebuie privită cu foarte multă suspiciune acest indiciu de schimbare din Iran și mai ales factorii de decizie din Washington nu trebuie să lase vrăjit de cântecele de sirenă, nu a fost chiar așa termenul, așa, de cântecele de sirenă de Iran, lumea trebuie să rămână vigilentă și să vadă cum va acționa în continuare Teheran. E o opinie lesnă de înțeles și de explicat. În Statele Unite se constată însă de foarte multă vreme o încercare de schimbare a politicii oficiale, dar Statele Unite sunt prinse în acest dosar iranian, așa cum și Iranul este prins în acest dosar iranian foarte tare. Ambilor parteneri devine foarte greu să facă o concesie. Este o problemă și de prestigiu. Această problemă de deteriorare a prestigiului trebuie înlocuită de o încredere reciprocă. Și trebuie găsit și un pretext. Întâmplător, pretextul l-am aflat în urmă câteva luni într-un articol din Foreign Policy, în care, între altele, un comentator spune așa: atunci când se va schimba președintele în Iran, după cele două mandate ale președintelui Ahmadinejad, în mod sigur Statele Unite vor avea o oportunitate ca să treacă la o modificare a pozițiilor față de Iran. Iată că această oportunitate a apărut și, între timp, oricum, cu
publicul american a fost pregătit. În momentele din ultimii ani de paroxism în relațiile americano-iraniene, apăreau numai articole care îndemnau la o replicătură față de demersurile nucleare iraniene. Cu timpul au început să apară articole pro și articole contra, în aceleași ziare și în aceleași reviste. Acum sunt preponderente articolele care îndeamnă la o moderație și la o încercare de dialog cu Iran. În ce privește pozițiile Rusiei și Chinei față de schimbările din Iran, este adevărat că, pe de o parte, el se bucură foarte moderat de această revenire la o linie politică mai moderată la Teheran. În același timp trebuie spus că Rusia și China, toate că sunt, cooperează foarte bine cu Iranul și sunt chiar aliate în anumite organizații regionale, nu ar vedea, sincer vorbind, un Iran ca putere nucleară, un factor de stabilitate sporit în zona respectivă. Deci reacțiile Rusiei și Chinei sunt oarecum nuanțate, dar ele nu se pronunță mai tranșat. Și o ultimă problemă, cum ar trebui început? Cum vede lumea presei începutul dezghețului, ca să spun așa, dosarului iranian? Cel mai lesne pas, primul care ar putea fi făcut și care ar fi luat și ca un act de bunăvință, ar fi normalizarea relațiilor dintre Iran și statele arabe din Golf. Ele au avut relații tradiționale înainte de Republica Islamică și aici s-ar putea face mult mai mult la fața locului. Un alt punct care ar fi și mai important și mai cu un follow-up și mai profund, ar fi poate e mult spus, o conlucrare între Iran și America în Afganistan, dar în orice caz, acțiuni care se meargă în același sens, adică împotriva talibanilor și împotriva forțelor care destabilizează situația din Afganistan, pentru că în această operațiune sunt interesate în egală măsură și Afganistanul și Statele Unite. Și o altă direcție de acțiune ar putea fi pentru nou președinte, de asemenea o frăgezire și o fluidizare a relațiilor cu ceea ce se cheamă acum E4, acum nu mai avem tandemul germano-francez, avem E4, adică Franța, Germania și Marea Britanie, pentru că cu acest E3, actualul președinte a mai avut de a face în 2004, când a suspendat temporar operațiunile de îmbunătățire a uraniului pentru a se înregistra progrese la negocierile privind nuclearul iranian. Din păcate nu s-a ajuns la o mare rezultat în această privință. Deci, iată că se prefigurează, din punctul de vedere al Iranului, cu ieșit chiar în anumite lucruri, dar trebuie să ne facem niște iluzii că peste noapte se va întâmpla ceva spectaculos, pentru că așa cum nici America nu poate să iasă peste noapte din logica războiului. Și Iranul este ancorat în această atitudine de cabrare, de încordare față de Statele Unite și principalii protagoniști din jurul Statelor Unite care participă la negocierile privind nuclearul iranian,
și trebuie pregătită și opinia publică internațională și forțele politice din fiecare țară. Nou președinte iranian, în orice caz, are o deschidere cu totul deosebită, începând de la șeful suprem al Revoluției și până la celelalte forțe politice, laice, militare sau religioase, în așa fel încât să se poată realiza consensul necesar care să ducă la ajungerea la o rezolvare pașnică și la dezamorsarea actualului conflict pe teme iranene. Mersi. Mulțumesc foarte mult, domnului Corneliu Vlad, interesant, pe de obicei, cu o trecere în revistă foarte utilă, ceea ce înseamnă presa internațională, și mă gândeam în timp ce vorbeam despre articole, în special din Statele Unite, la felul în care, între Partidul Democrat și Partidul Republican, în Statele Unite, în campanie electorală, Iranul a funcționat ca punct de foarte dur de campanie, de deosebire și, într-adevăr, o anumită abordare, chiar mergând până la o necesitate a unei intervenții preventive în zonă, într-una dintre variante. Iată că, la numai câteva luni, perspectiva este complet diferită și pornind și de la faptul că Statele Unite în Afganistan și-au schimbat abordarea, în mod evident și în mod necesar vor trebui să privească în mod diferit și ceea ce se întâmplă, ce s-ar putea întâmpla în Iran, felul în care poate fi reconstruită această relație. Acum, ca să fac trecerea spre expunerea domnului Sivinanu, aș spune că iranienii au făcut mutarea pe tabla de șah, urmează geopolitică și urmează alte mutări. Sigur, eu aș spune că, dincolo de curiozitatea mea și a noastră, în legătură cu felul în care vor muta americanii, rușii, chinezii, cred că trebuie să ne gândim și la felul în care vom muta și noi pe relația bilaterală. Și domnul ministru a evocat câteva dintre punctele interesante pe care ar trebui să le avem totuși în vedere în finalul dezbaterii noastre. Mersi, Ilana. Mulțumesc, domnule președinte, excelențele voastre, domnilor și domnilor. Nu voi căuta să fac o analiză a Iranului la ce m-a făcut maestru Corneliu Vlad. Ni se intru prin geopolitica secolului 21 al profesorului Zatullah Ghezati, dar să vă reamintesc câteva principii. Și nici să văd rolul turismului în geopolitica Iranului și vorbui persic, cum a făcut Akbar Sayed. Ultimii doi fiind autorii iranieni care și-au publicat lucrările în România. Vreau să menționez următorul lucru. Această schimbare era de așteptat. Până acum, președintele Ahmadinejad, fost general în armata iraniană, primarul general Ghalibaf, fost general în armata iraniană, și care era foarte bine cotat ca în sondaje și se aștepta ca să iasă președinte. Deci populația a mers către latura civilă, a ales un civil. Interesant din ce aspect? Și din faptul că s-a schimbat generația, cam 60% din cele 78 de milioane de locuitori sunt tineri până în 30 de ani. Tineri până în 30 de ani care nu au locuri de muncă. Deci, în plan social,
programul electoral a fost mai bun. Nu sunt un analist în geopolitică electorală. Cel mai mult la geopolitică și geostrategie în ceea ce privește jocurile care se fac la nivelul regional sau global. În ceea ce privește în plan geopolitic, Iranul este orientat, vă spun acest lucru din cauza că sunt în relație foarte bune cu Asociația de Geopolitică din Iran, este orientat pe tezele lui Ausova. Ori știm și noi că tezele lui Ausova sunt contestate în Europa, unele dintre ele, cel puțin cele din a doua parte a operii științifice a acestui geopolitician în german. Mai știm la fel de bine că Iranul, tot în plan geopolitic, este la concurență cu Arabia Saudită în ceea ce privește zona Golfului Persic și caută să-și mențină puterea în plan geopolitic a actor de talie importantă, având în vedere că posedă și foarte multe resurse energetice, dezvoltă un program nuclear, are o populație destul de mare, are un teritoriu foarte mare și ar putea, în anumite condiții, să ofere securitate zonei Golfului Persic. O altă problemă foarte importantă, în vizitele pe care am făcut la Teheran, am văzut că sunt foarte mulți specialiști ruși, dar în același timp am simțit din partea oficialităților și a populației o presiune care incomodează din partea Moscovei. Incomodează libertatea de decizie a Iranului sau, eu știu, de a se mișca în anumite strategii internaționale. Asta pe de o parte. Iranul, la ora actuală, merge foarte aproape, acum, cum spunea și domnul profesor Mureșan, merge foarte aproape de Tratatul de Cooperare Shanghai, care, într-adevăr, este foarte puternic și începe să se dezvolte și să aibă strategii viabile, mai ales după întâlnirea de la Dushanbe din 2011, dacă mă știu. Așa despre care, ca o paranteză, fie spus, la noi nu s-a vorbit absolut deloc despre această întâlnire. Iranul are un potențial foarte mare științific. Am avut ocazia să vizitez Universitatea Islamică Azad, care, din câte am înțeles de la rector, avea în jur de 400.000 de studenți în tot Iranul, în filialele respective, și vreo 10.000 de doctoranți. Este o cifră impresionantă la noi. Ce, tot din punct de vedere al geopoliticii culturale, dacă la noi o carte se scoate în 200-500 de exemplare, 1.000-2.000 de exemplare, dar acum și marile edituri și-au redus foarte mult tirajele, în Iran, cărțile se scoate la 20-30.000 de exemplare. Ce lipsește Iranului? Lipsește legătura cu partenerii strategici, istorici. Și același lucru, acest lucru mi s-a spus de către oficialitățile iraniene, că de ce România nu mai este prezentă aici, în condițiile în care Germania este prezentă aici, Austria este prezentă aici, Italia este prezentă aici. Noi nu mai suntem prezenți. În condițiile în care noi făceam tractare, noi aveam o industrie chimică, care, un prieten comun, Darian Toferi, a reușit să o pună pe picioare în Iran și, la ora actuală, Iranul este exportator de produse de îngrășăminte chimice. La fel, că una din cele mai mari fabrici de Logan se află la Tabriz, în Iran. Iar noi pregătim, dacă nu mă șer, în jur de 7-10-15 persoane pe lună la Colibaș, pe care îi trimitem înapoi în Iran. Foarte interesant este că, tot în plan geopolitic, Bulgaria are relații în domeniul turismului cu Iranul. Noi nu avem relații în domeniul turismului cu Iranul. Acum, în perioada de vară, există curs de ceartă de la Varna către Teheran și invers. Deci, ce așteptăm acum de la Iran? Așteptările sunt foarte mari. Așteptările sunt foarte mari. E prematur acum să tragem niște concluzii, ce va face actualul președinte, ce, dacă va înceta disputa nucleară, dacă va înceta disputa cu Israelul, dacă va înceta, eu știu, o suspiciune față de guvernul de la Damas.
Așa. Ce se va întâmpla în continuare? Păi, în continuare este clar, Iranul își va urma strategia geopolitică pe care și-a proiectat-o pe termen lung. Nu va renunța la programul nuclear sub nicio formă. Va căuta să-și refacă economia internă, va căuta să ridice nivelul de trai a populației, care, într-adevăr, datorită numărul de șomeri, datorită creșterii prețului petrolului și a scăderii nivelului de trai, sunt probleme sociale foarte mari. În plus, o altă problemă foarte gravă pentru Iran este acea migrație, excesul de migrație din Afganistan și traficul de droguri, care guvernul își face tot posibilul să-l stopeze, având în vedere că sunt peste 2 milioane de emigranți în Iran. Dacă știm cu toții, în Coran este interzis să cerșești, veți găsi afgani, veți găsi indonezieni, veți găsi alte naționalități care vin acolo și cerșesc. Cu toate acestea, strategiile sociale sunt foarte avansate, în sensul că se oferă tot felul de locuri de muncă sezoniere pentru anumiți tineri, pentru anumite persoane care au probleme sociale. Foarte interesant este că în timp ce la unii se spunea că România nu poate avea relații cu Iranul, având în vedere că este pe așa zisa axa răului, la Teheran am avut ocazia să am profesori parteneri din Germania, din Franța, din Italia, din Polonia, fără nicio problemă. Ori eu am fost invitat nu de către prim-ministrul de externe, așa, ci invitat de către Asociația de Geopolitică Iraniană și m-am dus în nume personal. Mândria mea mare a fost să văd drapelul României alături de celelalte drapele ale Uniunii Europene. Într-adevăr, trebuie să ne mai deschidem poate și noi puțin, dar și Iranul trebuie să deschidă pentru noi. Iranul trebuie să deschidă pentru noi prin strategiile pe care vrea să le adopte de acum încolo, în așa fel încât să își facă imaginea pe plan internațional. Fără, bineînțeles, de a renunța că fiecare stat are strategiile lui personale de a-și menține, eu știu, și naționalismul, de a-și promova cultura, de a-și promova economia, de a-și principiile de bază a unui stat. Dar în așa fel încât aceste strategii, prin promovarea lor, să nu deranjeze comunitatea internațională. Ce îmi doresc de la Iran? Păi îmi doresc să defină un partener, cum a fost înainte de 89 pentru România și aveam foarte multe relații economice, o cifră de afaceri foarte importantă. Îmi doresc să avem același lucru, având în vedere că relațiile au fost și pe vremea 7, au fost și pe vremea după Revoluția Islamică. Din păcate, după 1990, aceste relații au scăzut în intensitate. Ce mai doresc? Schimburile științifice, universitare, care nu mai există. Am avut ocazia să văd laboratoare foarte, foarte dotate. Am asistat la un laborator unde se realiza clonarea, implant dental, tot felul de tehnologii de astea de ultim moment care în Iran se dezvoltă. Ori asta înseamnă că acei bani pe care îi are din anumite afaceri cu petrol și așa, sunt investiți și dau vitalitate mediului științific din Iran. Sper ca aceste relații cu actualul guvern și cu strategiile pe care le vor urma și cu acceptul organizațiilor internaționale să fie depășite și să putem vorbi de relații comerciale și de prietenie și de colaborare mult mai puternice decât am vorbit până acum. Vă mulțumesc mult!